O țară le oferă tinerilor o ocazie unică de care trebuie să profite neapărat. Mai exact, aceștia primesc 500 de dolari fără să facă nimic. Singura sarcină pe care o au este să iasă din casă, iar banii vin la ei imediat. Iată despre ce este vorba și care este motivul. Chiar dacă la prima vedere pare o decizie fără explicație, aceasta are un motiv foarte bun. Mai exact, tinerii sunt plătiți cu 500 de dolari, iar tot ce trebuie să facă este să iasă din locuințele lor. Această oportunitate vine din dorința de a susține stabilitatea psihologică și emoțională a tinerilor dintr-o anumită categorie. Această decizie a fost inițiată de Ministerul Egalității de Gen și al Familiei, care dorește să ofere 500 de dolari, respectiv până la 650.000 de won coreeni, tinerilor care s-au izolat din Coreea de Nord. Tot ce trebuie să facă este să renunțe la izolare și să iasă din casă, iar regula speră să îi ajute la stabilirea sănătății psihologice și emoționale. Inițiativa a pornit în urma unei statistici care arată că 3,1% dintre coreeni trăiesc momente dificile din cauza singurătății. Statisticile i-au vizat pe cetățenii coreeni cu vârste cuprinse între 19 și 39 de ani, despre care se crede că s-au deconectat de la exterior, iar din acest motiv ajung să trăiască singuri și triști. De asemenea, această categorie de oameni nu reușește nici să ducă o viață normală sau să se reintegreze printre oameni. Singura regulă pe care trebuie să o respecte tinerii ca să primească lunar 500 de dolari, dincolo de sarcina de a ieși din casă, este să aibă vârsta cuprinsă între 9 și 24 de ani, relatează spynews.ro.